Alți doi pacienți transferați de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța după incendiul de vineri la alte unități medicale și-au pierdut viața în această dimineață. Primul deces a avut loc seara trecută. Este vorba de unul dintre cei care a ajuns la Spitalul de Pneumofiziologie din Palazul Mare. Bărbat de 63 de ani, a fost dintre cei transferați, avea comorbidități, obezitate, gută, hipertensiune arterială. A venit vineri, a stat sâmbătă, duminică, luni, noaptea. Potrivit medicilor, starea de sănătate a bolnavului s-a deteriorat din cauza infecției cu virusul SARS-CoV-2. Bărbatul avea o formă severă a bolii, avea nevoie de oxigen, însă nu era internat pe secția de terapie intensivă. A decedat aseară la 22:08, iar la rezultatul necroptic, deci a făcut stop respirator neresuscitabil, n-a răspuns la manevre de resuscitare și la rezultatul de la necropsie s-a evidențiat un infarct miocardic extins. Pacient nevaccinat. Prefectul județului Constanța a confirmat și el faptul că acesta a ajuns la unitatea medicală de la Palazul Mare în stare stabilă. Se constituise o comisie alcătuită din doi medici care verificaseră toți pacienții transferați. Erau într-o stare stabilă, care nu ar fi ridicat mari probleme de transfer sau probleme datorate incidentului nefericit care s-a întâmplat vineri. La scurt timp, un al doilea pacient diagnosticat cu COVID-19, care a fost transferat de la Spitalul de Boli Infecțioase la județean, a decedat. Acesta avea 75 de ani și prezenta mai multe comorbidități. Acesta a fost internat inițial în secția exterioară de la Agigea, deoarece în cursul zilei de vineri, starea sa de sănătate era stabilă. Ulterior, din cauza infecției cu SARS-CoV-2 și a multiplelor comorbidități, starea de sănătate s-a agravat în cursul zilei de sâmbătă, motiv pentru care a fost transferat aici, la Spitalul Județean Constanța, în secția de terapie intensivă. La Spitalul Județean Constanța mai sunt internați momentan 26 de pacienți. 8 dintre aceștia sunt în secția anestezie terapie intensivă, 9 sunt în secția exterioară Agigea, și alți 9 sunt în secțiile spitalului, în zone speciale amenajate pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2. Alți 3 pacienți au fost externați în cursul zilei de astăzi, având evoluție favorabilă. De asemenea, municipalitatea caută soluții pentru ca viața pacienților să nu mai fie pusă în pericol. Autoritățile locale speră că activitatea de la Spitalul de Boli Infecțioase să poată fi reluată cât mai curând. Se caută o soluție de tranziție pentru a relua și tratamentul bolnavilor de COVID. Imediat ce derularea investigației va permite accesul în incinta unității medicale, se vor evalua spațiile ce nu au fost afectate de incendiu, în scopul readucerilor în starea necesară desfășurării activităților medicale non-COVID, și anume laboratorul, farmacia, ambulatoriul de zi pentru tratament antirabic sau HIV. Între timp, procurorii continuă investigațiile. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța efectuează o anchetă pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și distrugere calificată.